Ei bine, poate vă întrebați ce caut eu aici de unul singur și ce caut cu chestiile astea la mine în inventar. Ei bine, știți că eu pe Dariusel de ceva vreme îl tot trolez, adică practic mă transform într-o fată și mă cred așa ca și cum că sunt o fată, mă bag în seama cu Dariusel să vedem ce este și până acum ați văzut faptul că Dariusel și cu Mara, pentru că așa mi-am dat denumirea, cum ar veni așa, se cheamă fata personajul, ei sunt cei mai buni prieteni într-un fel, deoarece pentru că ați văzut să fie împreună, nu o să fie clar, adică nu mai e cum a fost atunci când eram cu Denisa, cu chestiile astea când ziceam de Denisa, că eram Denisa 2012 eu, acum a venit Mara și cu Mara de fapt ei sunt cei mai buni prieteni, așa îmi pare mie și vreau să-mi scrieți în comentarii ce vă pare și vouă, dar înainte să vă zic orice alte chestii, dați acolo cât mai multe like-uri ca să, dacă mai vrem să mai facem prank-uri și toate astea de genul și acum vreau să pregătesc aici teritoriul pentru că am o super poveste pe care, adică am așa un scenariu așa în minte cum vreau să fac. Înainte de toate vreau să vă spun în felul următor, o să pun aici ca și cum a murit cineva, după aceea mă duc acasă și o să zic lui Dariusel, bă Dariusel, hai să mergem și noi prin oraș și o să fac ceva de genul, o să venim prin partea asta și o să zic ca și cum că mi s-a blocat mașina, că nu știu ce, stai puțin Dariusel, că mă duc și eu până aici și nu știu ce. Și Dariusel o să vadă chestiile astea aici, adică sper eu să vadă chestiile astea aici, cum o să fie crucea aici și cum o să scrie pe cruce practic că a murit Mara 2012 și să vedem cum o să reacționeze, dar bun, deci noi trebuie să facem în felul următor. Prima oară să pun aici chestiile astea. Hai să le facem acum foarte, foarte frumos. Deci punem asta ceva de genul așa, punem asta pe undeva pe aici. Mama este perfect, arată perfect. Și aici vreau să punem un text ca și cum s-a stins din viață. Sau cum să scriem, o stați puțin, s-a stins din viață. Cred că o să scriu din viață Mara 2012. Dumnezeu să ierte. Stați puțin că trebuie să mai pun într-o parte aici Dumnezeu să ierte. Și să scriem aici 2012-2024. Foarte frumos, eu zic că arată genial și vreau să punem aici cursor din acesta să arate mai interesant, ceva de genul în partea asta. Iar acum noi trebuie să facem în felul următor. Vreau să mă duc la Dariusel, cum v-am zis, o să facem ceva de genul, să venim pe aici, nu știu, să văd cum o să fac o chestie ca să mă opresc prin partea asta, să ajungem ceva de genul Dariusel pe aici și să vedem când o să vadă aici și o să citească astea Mara 2012. Sunt curios dacă o să, practic, o să-mi recunoască mie că a venit Mara, că gen el să știe că o fată cu Mara 2012, că vorbește cu ea, că nu știu ce și că asta este fata, sau dacă Dariusel o să țină acolo secret în el și probabil dacă o să ținem secrete și așa, o să vreau să facem în felul următor. Vreau să mă duc acasă și să-l las pe Dariusel, adică bine, practic să merg cu Dariusel acasă și să după să-l urmăresc pe Dariusel într-un fel, să vedem ceea ce zice Dariusel, pentru că m-am gândit așa în felul următor. Bă frate, hai să-l urmăresc pentru că de față cu mine nu cred că o să, adică nu, bă, eu nu cred că o să-și dea rama pe față, că practic ca să-mi dau eu seama să spun adevărul, practic că vorbește el cu o fată și așa, că știți că Dariusel nu-mi zice mie treburi din astea, niciodată n-a vrut să-mi zică chestii din astea, dar mă rog, în fine, și vreau să facem în felul următor, cum v-am spus așa, și să vedem ce o să zică Dariusel, dacă o să fie ceva de genul, cred că o să stau mai bine să-l spionez după aceea, ca să vedem cum o să reacționeze, că probabil o să vină el singur aici sau ceva, nu știu, o să țină el, dar nici nu știu, sunt curios dacă o să țină în el așa, să nu plângă, să nu facă el ceva, să nu zică nimic, să nu se sperie sau ceva, chiar sunt curios, dar acum hai să mergem repede acasă, mamă, dar stați puțin că am uitat că am venit pe aici acasă, nu-și da seama Dariusel de vreo chestie, de vreo ceva, că am plecat cu mașina, că nu știu ce, în fine, ne ducem acum pe jos până acasă și să vedem, să sperăm că o să ne iasă planul și să vedem cum o să reacționeze Dariusel, să sperăm că totuși Dariusel nu o să intre în depresie sau chestii de genul. Vreau să scrieți acolo în comentarii cum credeți că Dariusel va reacționa, ce reacție credeți că va avea. Mergem așa frumos până acasă, bă, dar Alice, mă frate, Alice n-a mai venit de mult timp acasă, iar s-a dus pe acolo, nu știu unde s-a dus, cred că s-a dus iar la rude, la toate astea, nu știu, mă, Alice ce face, în fine, hai să ne ducem acum la Dariusel, să vedem, mergem acasă și să vedem ce face și cu Dariusel înainte, în prima oară să vedem ceea ce face el, pentru că prima oară trebuie să vedem, frate, ce face și toate chestiile astea. De unde ți-a Dariusel, nu e Halloween acum, bă, Doamne iartă-mă, Dariusel, de unde ți-a luat costumul ăsta de Halloween, n-ai avut așa costum. Pe Fiantără, bă, Rafale, Fiantără, bă, eu l-am găsit pe eBay, pe Elbay. Elbay, nu înțeleg ce e ăla, în fine, Dariusel, fii atent, în felul următor vreau să procedem acum, deci fii atent, bă, Dariusel, dar tu ce faci, Dariusel, adică de ce te-ai costumat așa? Nu știu, ce stai puțin că n-am fost, n-am fost, mai pune date, să vedem ce ai avut, Dariusel, ia arată, ok, Dariusel, ok, mă, Dariusel, bă, ce faci, mă, de unde ai luat tu astea, Dariusel? Pe Fiantără, bă, Rafale, eu l-am cumpărat de pe eBay, da, Dariusel, gata cu toate chestiile alea de unde le iei tu, Dariusel, nu ne interesează cum se numesc, Dariusel, doar am întrebat și așa, deci fii atent, bă, Dariusel, hai să mergem, bă, Dariusel, nu știu, bă, dar noi am mai fost, mai știi, bă, că nu, parcă n-am mai fost de mult timp așa, noi amândoi în oraș, bă, Dariusel, nici nu mai știu cum arată orașul, pe bune. Bă, dar chiar, bă, Rafale, pe bune. Păi și nu vrei să mergem? Bă, da, da, foarte entuziasmat, știu, Dariusel, mă, hai pe bune, Dariusel, hai să mergem, lasă-mi pe mine, ok, deci așa, bă, Dariusele, păi și ce vrei tu să facem astăzi în oraș, bă, Dariusele? Ce ai așa tâmplan? Ce-i dori să facem noi? Unde vrei să te duc? Burger! Ac, nu se poate, mă, normal, burger, bă, e o mașină de poliție, Dariusele, și cred că e aia de lăsată tu, Dariusele, uite că trebuie să merg acum pe partea asta, Dariusele, Doamne ferește și păzește-mă, mă, Dariusele, bă, dar stai mă puțin, bă, Dariusele, bă, stai puțin, bă, ce scrie aici, bă, Dariusele, ce scrie aici? Strada, ok, bă, da, Bright Road, da, mamă cât de tare, Dariusele, mamă, bă, dați mă asta jos, bă, Dariusele, că se sperie lumea de tine, pe bune, acum, Dariusele, adică la modul cel mai serios, bă, Dariusele, adică pe bune, mă, ce, mă, Dariusele, a murit cineva aici, mă, ce e ăsta? Ce aici, Dumnezeu să ierte, 2012-2024, bă, băi, e o fetiță de vârstă cu tine, Dariusele, cum adică? Oh my god, nu! Da, bă, făia, stai, ce scrie aici? S-a stins din viață, Mara 2012, ce mă faile? Bă, Rafael, cum adică, bă, au! Bă, Rafael, cum adică? Ce cum adică, mă, Dariusele, bă, Dariusele, dar poți să vorbești mai ca lumea, bă, cum adică, ce cum adică, Dariusele, crezi că cunosc eu lumea, dar e o fată de vârstă cu tine, Dariusele, în 2012 născută, adică e vârstă, Dariusele, asta înseamnă că și tu poți să mori, uite, mă, Dariusele, că și tu poți să mori la câte tâmpenii faci, dar asta trebuie să fii mai normal, Dariusele, să fii mai normal, Dariusele, nu te mai comporta așa, adică pe bune. Ok, și la Rafael, pentru asta, ca să nu mor pe mine, să mă cheamă Dariusel 2014, ăsta 2013. 2013-2014, am înțeles, Dariusele, ok, bă, Dariusele, nu știu. Bă, fii antenă, Rafa, fii antenă, da, așa le să moară, yeeey. Da, Dariusele, ok, ești foarte ciudat, Dariusele, hai să mergem în oraș, bă, Dariusele, unde, mai vrei, bă, să mai mergem în oraș, unde vrei să mergem, Dariusele? Nu știu. Ce mă, bă, ce mă, Dariusele, iar ai răgușit, mă, iar, bă, Dariusele, bă, tu ești răgușit, bă, Dariusele, să văd, tu ești răcit toată iarna, bă, Dariusele, iei-te mașina asta pe aici, mă, da, aia nu e mașina mea, mă, Dariusele, cumva? Nu. Bă, Dariusele, dar nu prea mai merge, mă, ce mai merge, mă, mașina asta, bă, da, unde? Păi tu vrei să te duci la burger, bă, stai, Dariusele, tu ai restaurant și tu vrei să mergem la alții la burger, ok, hai să vedem, mă, dar câte lucruri mai ai, bă, Dariusele, de unde ai mai luat, bă, și asta, Dariusele, că ești pungă, ai ți-ai pus pungă pe cap de fantomă, ce ți-ai pus tu? Ok, ia să mergem. Bă, Dariusele, nu mai facem așa, pe bune, gata, că mă enervezi, bă, Dariusele, la modul cel mai serios, poți să te comporți și tu normal, bă, pe bune? Ok. Da, ok, Dariusele, te scot în oraș, Dariusele, și tu îți faci ca toate alea, Dariusele, te bulbăi în continuu, țipi pe aici, apesi tu, Dariusele, îți faci nu știu ce, acum cumpărăți mâncare, Dariusele, mă, dar ce să mai cumpere pe aici? Hot dog, interesant, ia mă că cumpăr un hot dog, eu, Dariusele, vrei și tu, uite mă, ți-am luat și ție, Dariusele, ia să poftim un hot dog, iau un hot dog, stăm aici frumos la masă, mamă, Dariusele, vezi că arată mai mișto decât restaurantul tău, bă, ăsta, Dariusele, e mai mișto. Bă, restaurantul meu e mult mai frumos, bă, fii antenă, bă, patule, hai la Darius, că Darius îți dă burger special, wing, bă, asta fii antenă, eu vreau să merg la bar, ok? Eu vreau să merg la bar. Da, n-am înțeles nimic, bă, dar mă enervează, Dariusel, pe bune, felul în care Dariusel vorbește, de câteva zile încoace, bă, de fapt, toată viața a vorbit așa, mă, frate, dar mă enervează, mă, când țipi el așa și face toate treburile astea să bâlbâie în continuu, nu știu, mă, frate, că mă face și pe mine să mă bâlbâi, să, da, nu mai înțeleg nimic, mă, dar ce tot facem, mă, stai, mă, Dariusele, mă, ce tot faci, mă, pe aici? Dar se ce faci la baie? Stai așa și te uiți la pereți, asta e baia la tine? Ce vrei, bă, Rafael, bă, da, pleacă, bă, Rafael, fii antenă, eu vreau să fac căcuța și acum te intri peste mine, ea pleacă, bă! Ce, bă, Dariusele, bă, da, ok, Dariusele, în primul rând, nu vreau să mai zic nimic, doar vreau să zic, Dariusele, uite-te deasupra ta, Dariusele, adică, pe bune, ce ies așa particulele astea de inimioare din tine, Dariusele, ești îndrăgostit? Ce inimioare, bă, da, te bă, lasă-mă-ți fac căcuța! Da, gata, Dariusele, ok, mamă, deja, bă, mă enervează rău, tu, mă, frate, ce să fac, mă, cu Dariusele ăsta, că nu, mă, ce facem ăsta? Bă, Dariusele, ce se întâmplă, ești ok? Ce s-aude acolo? Nimica. Ce ai pățit, Dariusele? Vorbește-o mai ca lumea, Dariusele, ce nu înțeleg să vorbești cum trebuie, că nu te aud, Dariusele, ce faci acolo? Plângi, ce tot faci? Nu, mă nec! Ce faci, mă, te neci, cu ce te neci, bă, Dariusele? Dariusele, nu spune că tu, acum, în momentul de față, ia că intru peste tine, mă, ce? Ok, scuze, bă, ai spart tu așa, așa, doamne, Dariusele, bă, ai spart tot pe aici, bă, da, uite, mamă, Dariusele e prea periculos, nu vreau să mă mai pun cu el, mă, Dariusele, bă, ești periculos, rău de tot, bă, da, ce tu, toată lumea de tine, te pun pe TikTok la toate fetele și te vadă, toate fetițele, Dariusele, pa. Mă, dar stați puțin, că mi-am dat seama de ceva, Dariusele, oare de ce plângeți? Stați puțin, că acum mi-am adus aminte de ceea ce am făcut eu cu Mara 2012 acolo cu semnul ăla, oare plângeți de treaba asta? mă? Ce tot faci? Ia să vedem, mă. Mă, ce tot facem asta aici? Mă, cine să vedem pe acolo? Dar oare care e faza cu stelul ăla? Mara chiar a murit, uite, fii antenă. Mie mi se pare suspect că fii antenă. Mara am scratch pe telefon, uite. Eu am dat mesaj și ea nu mai răspundea. Deci fii antenă, eu trebuie să fac ceva, să scap de Rafali și să merg eu singur. Fii antenă, am eu un plan. Așa. Gata, bă, Rafali, ce faci? Bă, alo, alo, Rafa, alo, bă, ce faci, bă, alo? Mă, ce tu faci, mă, Dariusel, aici? Mă, Dariusel, bă, ce tot faci, Dariusel? Te aștept aici că tu gata, ai făcut la toaletă, gata, te-am lăsat, Dariusel, că ai zis să te las, am stat și eu aici, să te aștept aici. N-am mai intrat peste tine, ai văzut? Ok, dar fii antenă, Rafali, eu vreau să mergem acasă, că fii antenă, eu vreau să mă joc cu Ion, că eu vreau să mă joc cu Ion. De ce vrei să, cum adică să mergem acasă, mă, Dariusel, nu-ți mai place? Mă, dar ce sunt ăștia, mă? Dariusel, bă, ce sunt? Bă, bă, de unde au apărut, Dariusel, dă-ți mă masca aia, că ai băgat toate prostiile pe aici. Ok, hai! Dariusel, bă, de ce plângi? Bă, de ce ai lacrimi? Dariusel, de ce plângi? Bă, stai, bă, ce puțin, mă, bă, Dariusel, bă, Dariusel, cum adică plângi? De ce ai făcut acolo la toaletă? Că nu te înțeleg. Eu m-am spălat pe față, da, pe față, pe față. Te-ai spălat pe față și scur lacrimi, nu? Da, ok, hai acasă, să jucăm cu Ion, Ok, bă, mie mi se pare cam ciudat, nu vreau să mai zic nimic, hai să mergem acasă. A, deci deja a plecat. Așteaptă-mă și pe mine, Dariusel, așa, gata, doamne, Dariusel, doamne ferește, cu tine nu se mai înțelege nici tot, nici tur, nu atât nimeni nu se mai înțelege cu tine, Dariusel, mă, Dariusel, dar ce-ai pățit? Nimica. Dariusel, mă, tu de ce, bă, de ce plângi, pe bune, că te văd, Dariusel, îmi dau seama după tine, Dariusel, că plângi, mă, ce se întâmplă, mă, Dariusel, cu tine, ce tot ai pățit, Dariusel, adică, pe bune, din ce ai pățit, Dariusel, vrei, ce tot vrei să faci? E, pe fii antenă, bă, Rafael, eu am dat, unde intri, doamne, Dariusel, bă, Dariusel, nu știi, bă, să conduci, nu-ți va da niciodată mașina, hai, gata, Dariusel, mai dus acasă. Gata, Dariusel, că deja ești nesuferit, pe bune. Hai, du-te la tine în cameră, du-te și joacă-te cu Ion, lasă-mi pe mine pe aici, că stau să fac treburile prin curte, ok? Ok, Dariusel, îmi fac eu treburile prin curte, ok. Bă, frate, uitați-vă puțin, cred că Dariusel chiar plânge, cred că plânge pentru că, stau puțin, că l-am și auzit acolo când vorbea de Mara. Bă, frate, deci chiar Dariusel a pus suflet, mă, dar nu înțeleg, oare Dariusel îi place de Mara sau lui Dariusel, de fapt, nu știu, să zicem ceva de genul că lui Dariusel, de fapt, nu-i place de Mara, dar Dariusel e ceva de genul, habar n-am, nu știu exact cum să zic, că cred că nu știu dacă sunt prieteni, dacă vrea să fie un prieten sau nu înțeleg exact, nu știu, scrieți-mi în comentarii care e faza, ce credeți că o să fie. Bă, ce facem? Bă, uitați să chiar a plecat, deci ăla chiar pleacă de acasă, cred că să uite. Mamă, deci vedeți că Dariusel s-a îmbrăcat și negru, Dariusel s-a îmbrăcat chiar și negru ca să țină doliu, practic, mamă, deci vedem că Dariusel chiar ține doliu. Păi și acum fiți atenți, trebuie să mă costumez eu în Mara, să mă duc pe acolo, dar nu vreau să mă vadă, faza trebuie să facem un fel următor, mă costumez, mă duc acolo, să văd ce vorbește și toate rata, trebuie să ajung repede, să-l aud ce pe Dariusel, tot ce vorbește pe acolo și toate treburile alea și dintr-o dată să apare eu ca Mare, așa ceva, așa să-l zic, bă, Dariusel, ce faci și nu știu ce, și să mă iau așa de el ca și cum, bă, Dariusel, ești nesimțit, de ce mi-ai scris tu asta, Dariusel, tu-ți bagi de mine, ce înseamnă asta, că asta nu e farsă de făcut, cum adică să scrii că am murit eu, știi, ca și cum ceva de genul că poate văd și părinții și lasă, vedeți, nu vă mai prea multe, ne costumăm acum și mergem la Dariusel să vedem cum o să fie faza, hai să ne luăm costumația și să ne ducem, să vedem ce zice și Dariusel, practic, am închis asta, le dăm drum, acum 3, 2, 1 și gata, frate, ne-am costumat, ne ducem la baie să ne vedem cât de frumos o să fie și să vedem să înceapă. Deci uitați-vă, da, ne vedem foarte, foarte bine, arătăm perfect în oglindă, foarte frumos și acum hai să vedem cum o să termine, cum o să se sfârșească acest prank pe care îl facem lui Dariusel, practic, să vedem cum o să reacționeze Dariusel când de fapt o să vadă pe Mara aproape de el, dar înainte de toate vreau să mergem acolo să vedem ce face și Dariusel și toate treburile astea, deci trebuie să nu iau mașina, că dacă iau mașina o să-i se pară prea suspect lui Dariusel că eu sunt cu mașina plecat și mă vede, nu mai sunt practic acasă, toate chestiile astea, înțelegeți voi care este faza. Acum mă duc foarte, foarte frumos, mă duc așa pe jur. Bă, de fapt, cred că ar fi trebuit să iau mașina, că practic dacă vedem mașina acolo că e acasă și că eu nu mai sunt, poate spune așa niște semne de întrebare, dar mă rog, hai să mergem în partea asta și trebuie să mergem til, să mergem prin partea asta fix pe aici, ca să vedem ce face Dariusel. Poate deja, cred că deja a ajuns acolo, că îl vedem că nu e pe aici, pe undeva, hai să ne uităm, bă, prin spate să spunem că nu e. Bă, oare, bă, se vede parcă ceva acolo sau? Da, bă, chiar, bă, uite, mamă, stai puțin că, nu, stai puțin că mie că mă vede, mamă, și unde mă duc, mă, frate, trebuie să mă duc aici după asta, dar să sperăm că nu mă vede. Deci mergem așa tip til în partea asta și să vedem, mă. Deci, ok, îl vedem aici. Mă, ce facem asta? Să pune ce o floare. A, ce fraier a fost Mara, cum să mă arăt așa de fraier, oricum e nu plăcea de ea. Pum, fraierul, mult. Bă, stați puțin că mie mi se pare cam ciudată treaba, uitați-vă, Dariusel, mă, ce face, mă, Dariusel acolo? Mă, ce vorbește așa de urât, mă, frate, Dariusel, râde cumva, mă, ce tot face ăsta aici, mă, frate? Lumea, eu o să-ți dau ție, uite, un beret și spun chestii tale favorite, uite, pe o ciocolată, un chip, cum se numește, o pelerină și o mască care vreau să o fac cu tine de Halloween. Să fim noi doi ce mai bun prieteni, dar dacă tu ai murit, n-am. Mi se pare că am citat, uitați-vă puțin cum s-a oprit așa de intrată, n-am mai zis nimic. Bă, da, uitați-vă puțin, i-a adus și flori, bă, frate, bă, da, nu înțeleg, gen, el vrea să facă niște glume ca și cum să fie vesel sau ceva de genul, adică nu înțeleg care e faza, că nu înțeleg de ce ar plânge și toate chestiile astea și de ce ar mai face niște glume din astea ca și cum că nu știu ce, așa, bă, da, mă, dar ce tot face ăsta aici, uitați-vă puțin la el, gen, eu nu prea înțeleg ce face aici, deci mă uit așa foarte frumos, uitați-vă la el acolo, cum stă acolo, nu mai zice nimic, nu mai face nimic, bă, frate, nu înțeleg care e faza cu Dariusel. Ce vreau să facă? Și fii Anton, eu să dau cadou burgerii mei. Eu te rog să-i mănânci așa frumos un rai, unde ești un rai, neat, să-i mănânci. Eu acum să plec. Ce faci? Dariusel, ce faci? Ce faci? Ce faci? De ce plângi? De ce plângi? Dariusel, ce căutai pe aici? Dariusel, de ce plângi? Eu am venit de la film, dar aici că am rămas la film, că unde mi-ai dus atunci, că mi-a plăcut foarte mult aici la film. Tu de ce plângi? Dacă tu ești acolo și ești acolo... Mă, Dariusel, uite-te la mine când am spus... Mă, Dariusel, uite-te la mine și vorbește cu mine. Mă, de ce plângi? Ce puțin, Dariusel? Ce cauți pe aici, în primul rând, așa singuratic, pe jos, pe aici și plâns? Și de unde e toate astea puține, Dariusel? De ce ești așa îmbrăcat? Da, dacă că vreau să mă niște apă. Așa, deci fii antenă, Mara, vino, rapid, vino. Da, Dariusel, dar vorbește ca lumea. Ce vrei? Ce tot vrei, Dariusel? Ce cauți? Mă, ce aici? Dariusel, a murit cineva drag ție? Uite ce scrie aici. S-a stins din viață. Mara 2012, așa am găsit eu! Așa am găsit eu aici! Mă, ce? Dumnezeu să ierte, 2012-2024 s-a stins din viața Mara 2012, dar ești nesimțit? Tu-ți permis să faci glume de genul pe seama mea, dar ești foarte nesimțit, cum să faci și așa? Dar știi ceva? Nu mă vreau să mai fim prieteni, tu ești foarte nesimțit, cum să-mi faci să-mi înscenezi moartea? Dacă vine mama mea și tatăl meu pe aici, trec ei pe aici frumos și o să vadă asta. Ce o să zic? Că vrei să fie, să plângă, să facă toate astea, dar îți faci de mine, îți faci de familia mea, Dariusel? Nu, Dariusel, gata, atât a fost, nu mai vreau să mai fim prieteni, nu vreau să mai țin nicio legătură, ești nesimțit cu mine. Da, nu, eu fii antenă, Mara, deci fii antenă, eu mă duc acum și la aici și așa am văzut, deci fii antenă, ia seama, Mara, dacă tu ești acolo, dar în cadavru cine e în cadavru? Fugi! Da, uitați-vă la Dariusel, pe bune, n-am ce să mai comentez, frate, dar Dariusel mă enervează foarte rău, uitați-vă cum vorbește și toate astea, nu știu, mă, Dariusel parcă să crede așa, de la un timp să crede el așa important, mai șmecheraj de fel, nu știu, mă, Dariusel, testul șmecheriei cu Dariusel, mă, credeți că Dariusel e șmecherai că naște, pe bune, eu nu prea cred treaba asta, uitați-vă la ei, pe bune, cum face toate treburile astea pe mine, chiar mă enervează, sincer. Bă, ce? Da, mă, Dariusele, nu ești amuzant, adică, pe bune, ce tot faci așa, Dariusele, știu că te-ai costumat, tu cum, Dariusele, de unde ai totul de costumațele astea și ce caută? Mă, ce e asta? E lumânare? Ce e asta, Dariusele? Fii atent, Mara, la mulți ani, mulți ani trăiască, la mulți ani, Da, mulțumesc, pentru ce, Dariusele, îți place de mine, deci acum am crezut la mulți ani, până acum mi-ai făcut acolo că am murit, asta-i, Dariusele, cum să vede asta, Dariusel, gata, pe bune, mamă, dar fiorez, ești o Dariusel, dar tu știi că ești cel mai fraier copil din lume? Ce? Așa ceva, haia! Dariusel, dar tu de ce plângi? De ce ai lacrimi în ochi, Dariusel? Fii antenă, am făcut căcuța pe mine! Dariusel, stai puțin, tu de asta plângi, adică nu plângi că scrie aici că m-am stins eu din viață, că am murit? Ba da, dar fii antenă, a plâns așa de mult cât am făcut căcuța pe mine și acum plâng că am făcut căcuța pe mine! Ok, Dariusel, dar fii atent, Dariusel, stai aici, uite-te la mine, fii atent, Dariusel. Toată chestia asta a fost o farsă, eu ți-am înșinat toată asta ca să văd dacă tu ești un prieten adevărat cu mine sau nu, Dariusele, dacă îmi ești alături sau dacă ești o persoană falsă și îți mulțumesc că am văzut cum plângeai aici, Dariusele, eu chiar te urmăream, de-aia mi-ai văzut aici când am fost, știi, și eu ți-am făcut o farsă și, Dariusele, pot să spun că îți mulțumesc, Dariusele, că chiar ești un prieten bun, Dariusele, și mă bucur că te-am cunoscut. Ok, dar fii atent, eu am făcut căcuța pe mine, mă duc la baie. Da, ok, Ok, ați înțeles care e faza, Mara n-a murit, Mara mai continuă, să sperăm că nu o să-și dea seama Dariusel într-un final că eu fac pe Mara, că altfel ar fi foarte nașpa, dar scrieți-mi în comentarii ce farse vrem să-i mai facem sub pretextul că noi suntem Mara. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.